Adriana, tu ce părere ai despre reacția lui Mihai vis-a-vis de sora ta? Pe mine m-a lăsat masca, adică nu mă așteptam să ajungă la chestiile astea, nu mă așteptam la absolut nimic. Deci din prima clipă în care l-am văzut, am gândit că este un băiat calculat, ok, dar pe parcurs mi-a schimbat părerea față de el și cam atât. Nu vreau să-mi dau, vreau să spun. Băieți, voi, în afară de Paul, nu a intervenit nimeni. Eu am crezut că se duce. Deci am văzut, eram cu spatele. Eu eram pe scări, că eram departe și a în fost momentul foarte... când au venit ei, eu... S-a mișcat repede colegul. Credeți că este Mihai o persoană agresivă? Nu gândește. Nu. 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 Tocmai de asta și spun. Cineva dintre fete spunea că nu gândește. Nu, eu am zis că nu este agresivă. Agresiv. Cine a spus, Mona? Eu am spus. De ce crezi asta? Pentru că nu este atât de matur. Și probabil a plecat cu gândul de a țăcăni-o în partea cealaltă, dar între timp a realizat și a venit Paul după el. Mâna și probabil... Mă, dar pentru ce s-o bată? Eu asta nu înțeleg. Pentru ce s-o bată? Am o cocună, vă team, bă, a arătat. Probabil așa se mătrează el bărbăția, nu știu. Întrebați-l pe mine. A plecat el de jos, el știa că o să-l oprească cineva. N-ai înțeles. El știa de când a plecat de aici. Pare rău, nu trebuie să pui în casă, nu știu, doar mi-a spus părerea și atât. Nu mă, eu spun că eu sunt mai mare ca tine și am văzut lucruri de astea ce faci. Nu era să ești mai mare decât mine, așa de care... Persoane de astea ca tine așa, eu am văzut foarte multe. Acum, că a văzut... El așa de mare. Nu există așa ceva. Că și eu pot să spun că și tu joci. Și tu pal cineva, dar nu mă mi spun bine, ești nebun. Mi era frică să nu ajungi jos, să-i dea Alexandra. Nu, frate, nu există așa ceva. El ia din prima, a văzut că are prea mult susținător și de-aia a făcut așa. E simplu, minte pal cineva, nu pe noi. Hachebon. Da. Tu spuneai, pe mine mă dezgustă persoanele de genul acesta. Da. Ce fel de persoană? Sau care, mai exact? Genul lui Mihai. Exprimă-te. Poți să dezvolți? Până acum am vorbit în continuu. Descrie-te tu acum, singur ce ai înțeles din ce am vorbit noi. Te rog frumos. Că m-am considerat un fals, simplu. Hai, e simplu. Asta am considerat eu, că sunt un fals. Ai înțeles? Hachebonu, violența nu te dezgustă? Nu vorbeam de violență, vorbeam strict de caracterul... Nu-mi plac caracterele cum este genul Mihai. Enumără câteva caracteristici negative. Pentru cine? Pentru mine sau pentru el? Nu este hotărât, nu își asumă ce vorbește și este fals. Adică fals. Minți. Adică nu-mi cer mie socoteală acum, nu-mi cer mie explicații, că nu vorbesc cu tine. Ai înțeles? Ți-am dat tine explicații, atâtea zile, o săptămână întreagă tot ți-am explicat, ți-am desenat și iar ți-am explicat. Ok. Păi, nu și eu am luat în considerare faptul ăsta, ca și cum voi ați încercat... Ce fapt ai luat în considerare? Că tu mi-ai spus mie că... Sau te-ai ferit de mine? Din ce cauză te-ai ferit de mine? Pentru că am văzut că ești aici, ești și acolo, vorbești și cu mine, vorbești și cu ăla, și cu ăla. Așa, adică subiectul duce, nu știu, e subiectul la mine, îl duci și la altul și la altul. Adică n-am zis că... Ca și cum mai fi o cârtiță, știi? N-am spus că ești o cârtiță, Doamne ferește. Păi, nene, ia ascultă-mă ce spune ție. Pe tine te-a deranjat că ți-am făcut-o pe Alexandra, ai înțeles? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ai înțeles ce spun eu? Da. Ai înțeles? Ești conștient de treaba asta sau da, sunt conștient. Și atunci la ce mă bagi tu pe mine în horă și ți-am spus, pe mai întrebați pe Alexandra, ți-am spus. Ce vrei mai mult de atât? De acolo a început tu ura, de acolo ți-a început ție ura că ți-am făcut-o. Ai înțeles? M-ai întrebat ce a făcut și ce adres. Ce am spus? Uite, asta, asta, asta și cu asta. Ai înțeles acum? Ok, bine. Ați avut această discuție aici? Nu, am avut-o... Tot de când mă rugam... Am văzut că e... Și mă rugam continuu să-i spun și să-i dau... Să mă ierți pe mine. Mă rugam continuu să-i spun și să-i desenez și să-i zic, da, uite așa, uite așa, uite așa. Gata, mâine mă duc într-o emisiune, îi spun, îi fac... A ajuns aici, s-a pus era la... S-a și îmbrăcat la costum. Pentru tine mă bat cu lei. Deci atunci ce să mă... De ce mai mă întreb pe mine? Și tu cu eu ce drept spus... vorbești așa de mine? Stai. Eu i-am spus că așa mi-a făcut o... Tu cu ce drept vorbești așa de mine? Că pe asta ai fost. Ce? Da? Asta am fost. Adică... Ești un... În momentul de față tu ești... Dar atâta timp că tu nu-mi știi mie trecutul și nu știi dar prin ce am trecut eu. Dar stai liniștit, nu mai știi absolut nimic, bă, tu doar spui vorbe multe, vorbe, atâta știi. Am mai devreme zis și tu cum să numești treaba aia ce faci tu. Ce treabă, aia care... Ce? Aia se numește...
În primul rând, gândește înainte de a spune ceva, ai înțeles? Dar o să-ți confirm, stai liniștit. Păi hai, vreau dovezi, vreau confirmări, ce vrei tu. Dar nu vine pe mine să mă acuz. Asta este părerea mea despre tine și păi dacă nu știi viața, de ce este părerea? Înseamnă că toată săptămâna asta și momentele alea când tu te jucai și așa erau false sau ce? Păi și cum, adică, păi tu dacă... Dar ce, dacă ești... Cum mă consider pe mine o... Stai puțin, tu mă consideri pe mine, da? Da. Tu mă consideri pe mine, da? Cum te numești? Bun, ok. Tu ce ești, mă? Ce sunt? Ești un om fals, ești un om de nimic și ești un mare... Da, asta ești. Da, crezi că mă interesează. Asta ești tu! Dacă eu... Eu și la părerea, la opinia ta... Da? Păi dă nu da cu părerea despre persoana ta, dar eu știu! Viața. Mă, eu știu eu că te-am sunat pe tine pe Facebook... Nu știi absolut nimic, ești un Hai... Vă tare mult să nu faceți afirmații nefondate dacă nu aveți dreptate. Sunt fondate. Sunt fondate chiar din gură. Păi arată-le, frate, arată-le, dovedește-le. Nu mă țipa. Dovedește-le. Ești mai golan ca mine. Vă rog să vă... Alexandra, Chebonu. Ce să mă controlez, că n-am... Vine și spune mie niște curâte. Da, am zignit, m-ați auzit pe mine că am zignit pe cineva până acum. Gogule, lasă-mi spune mai încet. Pe bune, am zignit-o pe cineva. Ai spus cu gura ta. Indiferent cât m-a zignit voi pe mine săptămâna asta, eu pe niciunul dintre voi n-am venit să vorbesc curând de voi. Am tăcut și am zis că lasă-i frate că poate au probleme. Eu sunt un bărbat asumat, sunt o persoană masculină, mă înțelegi? Da, ești cel mai șmecher bărbat. Eu intru înainte. Înțelegi? Tot ce s-a întâmplat aici a fost fals. Tu ești un fals, simplu. Eu sunt un fals? Hai, păi, hai, limba ursul. Limba ursul, vezi? Da, de lânsul din asta. Limba ursul. Vezi că ai tipul de acolo. Achebonu, eu stau toată viața mea și prin cameră și mă urc. Vezi că ai tipul de acolo. Achebonu. Achebonu. Ce faci, ei, în gură cu mine? Păi vină, mă, și trăși. Achebonu. Dacă vreau, care-i problema ta? Achebonu. Care este problema ta? Care este problema ta? Achebonu, o să te rog tare mult să ieși puțin afară ca să te... Ești tu, mă! Să îndrătărește mosaj la loc și să vă calmați. Tu! De ce de... Să afară. Te rog tare mult să te liniștești. Adriana, dacă vrei să îi îmbrațe pe sora ta... Nu vreau. Pentru că nu este ușor. Gata, nu mai vreau. Vreau să ies afară. Îmi pare rău că vă... Eu l-am rugat pe Achebonu să iasă afară. Nu, vreau să mă duc afară în pantelă. Nu mai pot. Voiam ca tu să te calmezi. Nu am cum să mă calmez așa. Poți să mă duc după ea? Băieți, nu este normal ce se întâmplă aici. Nu este normal să o jigniți așa pe Alexandra. Nici el nu este normal să o jignească, nici altcineva. Aceste cuvinte nu sunt potrivite. Urât să râdeți, urât, urât. Păi mă, noi am jignit-o cu ceva, de cine zici nouă? Urât, urât, urât. Urât, urât, urât. Am râs, urât, urât, urât. Urât, 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 urât. Eu vă explic și o să vă explic la nesfârșit. Nu mai aruncați cu aceste cuvinte dure. Felul în care el s-a comportat nu este demn de un concurent, de un om, de un bărbat. Din punctul meu de vedere este natural și asumat. Nu a fost fals cu absolut foarte natural. Asta apreciez. Nu apreciez limbajul în fața televiziunii. Deci Cristian, nu este normal să vă jigniți unii pe ceilalți. Nu am spus că apreciem faptul. A spus mai devreme că a făcut de toate. De toate. Ce înseamnă de toate? Câtă vreme ea și-a asumat, bun. Este problema ei. Ea nu și-a asumat, ea nu și-a asumat. Ea a spus că nu este. Cum își permite cineva să o numească așa? Când ești asumat, îți asumi. Îmi asum că sunt sau că am făcut. Probabil. De-aia este că el a ținut foarte mult în ea. Corect, corect. Nu a vrut să spună nimic. Și acum dacă ea tot la... De ce spune că e asumat? Nu sunt asumat. Nu are cum să o face, dar nu are treabă. Trebuie să realizați că voi nu sunteți în măsură să judecați. Să arătați cu degetul. Deci nu pot să cred. De ce ai venit aici? Că nu înțeleg. De ce n-ai stat acolo? Că am venit lângă tine. Păi de ce să vii lângă mine? În momentul când eu m-am certat cu ăla, tu de ce n-ai reacționat? Păi și ce vrei să zic, Alexandra? Nu știu, să zici ceva, orice, frate, orice! N-am zis. Ce-ai zis? Că ai tăcut din gură, n-ai zis nimic! Trebuia să zici orice. Mi-ai permis să vorbească așa, tu ai spus că nu-i permis nimănui să vorbească. Eu, când a vorbit cineva de tine, nu i-am permis. Din nou am fost singură. Eu, când au sărit cineva pe tine, am reacționat.
știi că nu suntem la fel. Toată chestia asta, sora ta, frate, trebuia să ai o reacție. A stat pe scaun, n-ai zis nimic. Ai lăsat să mă atragi și el îți trădeau. Din nou am fost singură, cum a fost toată săptămâna asta. Poate că așa ai văzut tu. Dar de fiecare dată când ieșai din emisiune, răspundeam de ceva. Și ai să vezi chestiile astea. De ce abia faci după ce, nu, după ce ies eu? Dacă tu nu faci pe moment când am nevoie să mă susții, să fii lângă mine. Degeaba, degeaba, poți să vii tu după ce plec eu să stai, să te iei în gură cu cine vrei tu. Dacă tu n-ai făcut pe moment, în momentul ăla, când am avut nevoie, că ăsta este adevărul. Ce vrei, Alexandra? Nimic, nu, suntem ai făcut și bine. Și să ai făcut bine, ai făcut bine. Pe mine nu m-a durut faptul, toate lucrurile, chiar nu m-au durut, chiar nu mă interesează. Pe mine m-a durut faptul că n-ai reacționat. Așteptam ceva din partea ta, orice. Un semn, orice. Ai stat așteptat. Și știi că am dreptate. Da, pentru că nu știu ce să fac în momentul ăla. Păi gândește-te că dacă eu mă duc, tu mă știi că sunt nebună și mă duc și mă bat cu unul. Tu ce faci? Stai și te uiți? Trebuia, după ce ai vorbit cu Mihai, să o iei deoparte și să-i spui: Alexandra, am făcut greșeala de a discuta cu Mihai. Despre tine. Că te-am numit în felul acesta. Nu consider că am făcut nicio greșeală. Mihai m-a întrebat dacă o cunosc să-i spun. I-am spus omului. Eu sunt cât se poate de sincer, nu știu dacă se observă treaba asta. M-a întrebat, i-am spus, da, de unde o cunoști? De acolo, de acolo și de acolo. Am vorbit doar pe Facebook, mi-am spus ce se întâmplă cu ea și cam asta a fost tot. Ce-am greșit? Ți-a greșit ție cu ceva vreodată, Alexandra? Fii nu. Sincer. Nu. Nici eu ei. De ce îi creezi o asemenea imagine? De ce o ataci în acest fel? Tu ești un bărbat, ar trebui să nu faci asta. Eu consider că trebuie să dau cezarului, nu? Dar nu așa. Nu aceasta este calea. Uite, ai văzut ce spunea mai devreme Mădălina? Că ești un băiat simpatic, că ești un băiat care glumește, dar nu-i place latura aceasta. Mie nu-mi place să fiu fals, eu spun lucrurilor pe nume exact cum sunt. Nu trebuie să modelez, sau... N-am nicio... Nu este vorba de falsitate, trebuie doar să te controlezi. Da, eu sunt așa cum sunt și... Părerea mea că nu este vorba despre aia, este vorba despre tine. Tu te poți controla și eu știu asta. Eu că, dar eu pot să mă controlez, dar cu asemenea persoană nu pot să te controlezi. Nu mai vreau să mai stau, nu mai vreau, nu mai vreau. Pentru ce? Pentru ce am ajuns să suport? Alexandra. Pentru ce? Alexandra, gândește-te. Astăzi, că am venit pentru bani în emisiune de bani. Am venit că sunt fals, că sunt că am făcut și ce am dres, că nu știu ce, că nu știu cum, dar dai de fiecare dată lucrurile astea, frate. Alexandra, păi și tu, dacă vezi chestiile astea, nu vrei să le dai peste nas? Ce să le dau, frate, peste nas? Că le-am zis că mă descalific și au sărit, că de ce n-am făcut-o? Uite că în momentul de față mă descalific și plec. Nu mă așteptam că iese tot șirul. Mă așteptam că o ține un pic la distanță. Da, eu am crezut. Frate, vrei să zic ceva, dacă o să fii votată, să pleci acasă în glorie. Ai înțeles? Okay. Să pleci cu tate, să nu rămâne nimic neaștept. Știe toată lumea cine. Cum? This guy is crazy. Ce-l să pleci așa fără datorii? Normal, frate. Anormal. Nu, mă, dar normal. Nu trebuie să pleci, să știi toată lumea ce... Ai ridicat sabia, duci tu război, dacă poți să-l duci, nu stai jos și nu te mai uimi. Băi, eu nu mă așteptam. Lasă capul jos. Ce cred eu? În fața mea trebuia să lași capul jos. Ce cred eu? Că nu o să fie nimeni. Eu te cunosc din afara emisiunii. La nimeni. Lași capul jos. E rușine ce faci. Atâta timp cât nu are o dovadă. Bă, dacă vine și se atinge de tine sau zice ceva la adresa ta, nu mai țin cont de nimic. Nu are dovezi. Bă, frate, ai venit cu dovezi? Ai asta la mână? Da, frate, recunosc, am făcut asta. Totul atâta timp cât vii cu niște informații nefondate. Pentru ce? Ca să te crezi tu mare... Ce? El oricum este testul. Păi știi că e... Că asta, cu asta s-a ocupat toată viața lui. Tocmai de asta face și chestiile astea. Când a reușit să te agați pe tine, să te duc la... Simplu. Și este un frustrat și cam atât îl duce capul pe el. Nu am cum să formulez o propoziție, dacă consider că în dicționar există. Asta vreau să știi tot publicul. Consider că am fost cel mai sincer, că am fost atacat și am atacat. Practic, efectiv, nici n-am vrut,
dar s-a întâmplat și s-a simțit, m-a făcut fals într-un fel sau altul. Ceea ce nu sunt fals, asta basta. Publicul este în, este în măsură să decidă. Dacă am greșit cu ceva, cer scuze în fața publicului, față de fete și față de băieți. Alexandra, Adriana, puteți să veniți. Vă văd îmbrățișate, v-am văzut îmbrățișate. Sper că v-ați mai calmat. I-am spus lui Achebonu mai devreme că nu este normal să se comporte așa. Sper că nu se vor mai repeta astfel de situații. Să credeți dumneavoastră. Și sper că între băieți și fete va exista respect. Din partea lui nu o să fie niciodată respect. Niciodată. Eu sper că totuși el este un băiat înțelept și va ști cum să gestioneze toate înțelept situațiile. Înțelept ești în momentul în care știi ceea ce spui. Înțelept ești în momentul în care te controlezi. Înțelept ești în momentul în care nu faci anumite lucruri fără să gândești. Da, vreau să-mi cer și o scuze față. Nu există să vii la mine cu scuze nici măcar... Alexandra, nu, te rog, calmează-te. Nu există să vină el la mine cu scuze. Gen, ar fi cam așa, ai omorât omul, dar știi, după aia îți pare rău că l-ai omorât. Ce înseamnă asta? Scuze, păi ce scuze? Păi mai are tu poți să mai vină să mă rog. Haideți să încheiem subiectul. Achebonu, te rog tare mult. Achebonu, te rog să nu uiți ce te-am sfătuit și haideți să continuăm gala. Spune ce aveai de spus. Dar vreau să-mi cer scuze față de familia ei sau a lor, a fetelor, a băieților și a publicului, pentru reacțiile mele. Haideți să încheiem subiectul. Am aici două cutii. În cutia roșie se află fata favorită pe care voi ați ales-o, iar în cutia albastră, băiatul favorit. După cum v-am spus și ieri și v-am reamintit astăzi, cei doi, fata și băiatul favoriți, vor fi protejați în această seară. Unul dintre ei, cel care are cele mai multe voturi, va primi premiul de 1500 de euro. Și va fi liderul suprem în Casa Puterea Dragostei săptămâna viitoare. Nu este încă momentul să aflați cine are cele mai multe voturi, dar vă voi spune prin intermediul colegilor din regie, care au numărat voturile atunci când voi le-ați arătat la cameră. Vă voi spune doar cine sunt băiatul și fata favoriți. Fata favorită, cea care va fi protejată, este... Mona. Băiatul favorit, cel care va fi protejat, este... George. Practic, unul dintre voi doi, Mona și George, va putea câștiga premiul în valoare de 1500 de euro. Și va fi liderul suprem în Casa Puterea Dragostei săptămâna viitoare. Până atunci însă, avem de protejat încă două persoane. O fată și un băiat. De ce îi avem pe Mona și pe George, ne mai trebuiesc două nume. Vom începe cu fetele. Ale, ești prima care alege un băiat pe care să-l protejeze. Cristian. Trebuie să și argumentezi. Pentru că îmi doresc să rămân aici, logic. Și pentru că mă înțeleg foarte bine cu el. Adriana. Nicos. Ai vreun motiv? Nu. Pur și simplu. Faptul că Nicos că... este prieten cu sora ta? Nu neapărat. Pur și simplu. Mariana. O să-l votez pe Nicos pentru că cu el am interacționat cel mai mult și consider că suntem prieteni. Madalina. Le voi vota pe Nicos. De ce? Pentru că el mă bagă în seamă. Mă salută tot timpul. Este băiatul care îți dă cea mai multă atenție, să înțeleg. Da. Alexandra.
pe Nicos. De ce? Pentru că este singurul care a știut să comunice cu mine și a știut să mă înțeleagă exact așa cum sunt ca persoană. Restul doar m-au judecat și criticat. Dar haideți să mergem și la Andrada. Pe cine protejezi? Pe David. De ce? Pentru că îmi doresc să-l cunosc mai bine. Chiar dacă nu-l văd convins, adică nu știu cum să vă spun, vreau să-i dau posibilitate. Mă cunoști. Mona, pe cine alegi să protejezi? Nu vine. Nu mi-a făcut temele de acasă, din păcate. Îl voi vota pe David, deoarece Nicos are oricum destule voturi și este susținut de fete. Și îmi doresc ca Andrada să-l cunoască. Felicitări, Nicos! Ești protejat alături de George. Voi, băieți, veți putea vota o fată pe care să o protejați. Cu cine să începem? Cu cine să începem? Cu Paul, evident. Cu mine? Cu tine. Pe Madalina. Mi-e pare cea mai simpatică. Cristian. Votez pe Ale. Punct. De ce? Așa simt. Achi e bun. Pe cine alegi să protejezi? Andrada. De ce? Deoarece vreau să văd și dacă e fals cum este Alexandra. Sau îți dorești să o cunoști? Și așa. Mai mult așa. Mai mult așa, da. Chiar dacă ea vrea să-l cunoască pe David. Dar nu e problema ei. Apropo de David, el este următorul care trebuie să protejeze o fată. Eu votez tot pe Andra. Pe Andra, da. Pentru că vreau să o cunosc. Eu știu ce pot și nu sunt niciun pericol în partea unor băieți. Ceea ce fac. George. O votez pe Andrada pentru că vreau să văd care dintre cei doi reușesc să îi fură inima. Și e și cea mai decisă să intre într-un cuplu la momentul ăsta. Mihai. Eu o să votez pe Madalina pentru că este cea mai sinceră din casă și cred că și ea vrea să cunoască pe cineva, dar nu a avut ocazie. Mulțumesc. Nicos, pe cine alegi să protejezi? Eu aleg să o protejez pe Mariana, deoarece, îi copiez vorbele lui Cristi, este un rău necesar pentru mine. Nu pot fi cu ea împreună, dar mi-ar părea rău să nu o mai văd. Ce frumos spus! Bun, așadar, băieții au decis să o protejeze pe Andrada. Felicitări, Andrada! Andrada și Mona nu pot fi votate spre eliminare, la fel George și Nicos. Acestea fiind spuse, vom începe votul. Fetele vor vota un băiat spre eliminare. Un băiat pe care nu și-l mai doresc în casă. Băieții vor vota o fată care va pleca în această seară. Mi se pare un băiat destul de imatur. Este un vot strategic. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.